Păi, e confortabilă și cutia de la scaunul ăsta, dacă îți vine să crezi. Nu știu, pe bune, chiar e super confortabilă. Hai că mă balon, tu ești real, să luăm ce se goare. Bă, nu sunt crețul să ies din cutie. Facem unboxing. Dar totuși, a venit scaunul de la Genesis, mă. Salutare, prieteni, eu sunt Body și după cum vedeți, stau pe un scaun... aproape pe un scaun, pe cutia scaunului, dar se poate spune că stau pe scaun, pe un Genesis Nitro 880, un scaun de gaming, și pe care asta le mulțumesc celor de la Genesis că mi-au oferit scaunul, dar nu în ultimul rând celor de la PC Coolers pentru că mi-au făcut legătura mai rapidă cu ei și imediat s-au mișcat băieții și avem aici un scaun de gaming pe care o să-l deschidem noi, o să-i facem unboxing, cum se spune, facem un unboxing de scaun de gaming! Ei! Da, bun, păi ne apucăm noi acum să tăiem cutia și să montăm scaunul. O să băgăm aici un timelapse din la super fine cu speed up, o să vedeți imediat. O să-l montăm, voi o să vedeți toată imaginea cu speed up și revenim imediat cu imagini de la... O să vedeți scaunul montat și o să ne dăm, să facem un review așa la scaun, să vedeți cum arată și cum se comportă. Băi, eu sincer să fiu, am mai stat pe un scaun de la Genesis, nu știu dacă era fix Nitro 880, într-un magazin, nu știu dacă să-i spun numele, Altex, și chiar mi-a plăcut. Sincer, nu știu dacă era chiar 880, dar sincer, scaunul ăla era de la Genesis, 100%, și chiar mi s-a părut foarte confortabil și... Hai să vedem și pe ăsta acum. Vedem și pe ăsta. 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 Hai, să-i dă bătaie! Hey! Acum să tem tot blocul ăsta, bam, și bam, așa, și hai să arăt sebatul, ups, am plăcut ea, nu nimic, să arăt cam ce e în ăsta și apoi să ne apucăm noi să-l montăm. Deci, în mare parte, o să avem nevoie de instrucțiuni, cred, să sperăm că ne descurcăm și fără ele, dar noi o să ne uităm un pic pe ele să vedem cam cum funcționează. Avem ăsta care se pun roțile pe el, e scheletul, habar n-am cum să-i spun, știi, partea de jos. Fișare. Bun, ăsta, și de astea care nu contează, așa, de fapt cum au și ele rolul lor puse acolo. Și în mare parte avem partea de sus a scaunului aici. Bun. Oh, direct cu buretele ăsta aici la... Nice. Mamă, ce bine se simte. Pă bune, chiar se simte că e de calitate bună. Vrei să pui mâna? Nu pune mâna băiatul. Băiatul nu pune mâna. Băi, pă bune, chiar se simte că are o calitate bună a materialului. That's nice. Bun, hai să-l punem pe scaunul celălalt. Echipare. Asta este scaunul băieții. Asta este scaunul. Bun. Nu. Lumim nu este scaunul ăsta. Avem roțile de care o să avem nevoie, clar. Adică, clar ai nevoie de roți, nu? Așa. Cealaltă perniță. Pe care, mamă, cât de foasă e, zici că s-o folosesc, nici nu mi-o pun la asta, o să dorm pe ea. Așa, avem partea pe care stau de jos și aici, probabil, nu știu ce e, un tricou sau ceva de genul. Da, e un tricou, am primit și un tricou, o să ne trimit la el. Stai. Bun. Avem partea pe care stai efectiv, partea de jos, asta cum arată la scaunul ăsta, asta, partea de jos de aici, și ne punem pe treabă. Desfacem toate astea, ne uităm pe instrucțiuni și o să vedeți un time, știu că stă păr în toate părțile, l-am aranjat, o să vedeți un timelapse în timp ce eu și Seba o să montăm tot ce e pe aici, să sperăm că ne descurcăm. În 3, 2, 1, PAM!
două, adică astea mai micuțe. Nu, te-ai scos și cu imbus acum. Da. Mulțumesc Genesis pentru imbus. From the city of the rose, and she knows how it goes. She never left the city, but she's not local. Oh, Charlie, we could get together, it's whatever. Just give me the green light. We swerving down Marine Drive, windows open and your hair blowing. Damn, I can hardly focus, can you poke it out for me? Know what I mean in those jeans. For me, in OGs. Oh no, 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 no. Tell me, do you wanna fuck with a young nigga like myself? Could you ever fall in love with a young nigga like myself? And I've been thinking about you. Hai să-i pune și cărnița aia, mamă, ce mișto e, frate, pe bun. Oh! Nu dăm că nu-mi vot. Ia zi-mi cum e. E confortabil? Bă, e ceva, nu zic, nu? Da, cam așa arată tot, e super confortabil. Mă așteptam să fie, v-am spus, am mai testat unul prin Altex. Nu era chiar Nitro 880, pentru că ăsta e puțin mai mare din ce el era, puțin mai micut parcă sau ceva de genul. Dar oricum și ăsta e super confortabil. Și ce pot să zic, le mulțumesc încă o dată la Genesis și la PC Coolers. Băi, nu știu. E confortabil rău de tot, adică pe bune. Material bun față de ce aveam, adică diferența între ăsta
Și scaunul ăsta, și anume scaunul vechi pe care îl aveam eu deja, este o diferență destul de mare. Adică gândiți-vă că ăsta de aici este un scaun de gaming care, pe bune, îți oferă o poziție super nice și este unul de calitate, adică pe bune. Îți reglezi toate astea cum vrei. Pe când ăsta, după ce s-a și găurit, s-a și făcut ca naiba, nu e chiar cel mai confortabil. Adică gândiți-vă că e undeva o diferență între cum ai trece de la o Dacia 1310, asta fiind Dacia, la un Mercedes, ăsta fiind Mercedes-ul, știi? Ceva de genul. Ceva de genul, nu știu, am făcut așa o comparație ca să vă dați seama cât de mare e diferența, ca să înțelegeți. O să las linkurile către Genesis și către PC Coolers jos în descriere, dacă vreți să aruncați și voi acolo un ochi pe la ei. Da, le mulțumesc încă o dată. Băi, nu știu, super, super tare, pe bune, chiar foarte confortabil. Hai să mai arătăm o dată așa cam cum arată pus aici, cu pernuță, cu tot. Îl las mai pe spate, mai pe față, cum vrei. Super, asta se mai lasă, monedele. Deci absolut toate se dau în toate părțile, totul se mișcă pe scaunul ăsta, să ți-l faci cât de confortabil și să ai o poziție cât mai bună sau na, să te facă să te simți foarte confortabil pentru că na, de astea sunt scaune de gaming, you know? Hey! Stăm aici, jucăm un Clash, am telefonul ăsta ca și nu pot acum, dar jucăm un Clash de aici, super, super fain. Ia o pernă și nu, că pot scaunul ăsta chiar o să-l dorm. Ah, ha! V-am lăsat băieții, mă bat la somn, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, nu uitați de butonul de like dacă v-a plăcut acest unboxing și până la viitoare, trag un pui de somn pe scaunul ăsta, că e bombă. Ceau! Numai bine! Nu uita de like și de subscribe dacă nu te-ai abonat deja. Subscribe și like.